Salut! În acest video vă voi prezenta cum funcționează aplicația Order Queue Screen sau comenzi în așteptare din Ebriza. După cum vedeți, sunt în pagina de admin de pe ebriza.com, iar aici, în partea stângă, la aplicații, după ce am downloadat-o din Marketplace, o voi găsi împreună cu toate celelalte aplicații din contul meu. O accesez, iar ca să deschid acest ecran de comenzi în așteptare, va trebui să folosesc acest link care apare aici. El poate fi deschis într-un browser de pe orice tip de dispozitiv, telefon, tabletă, laptop, smart TV. De asemenea, tot aici voi putea să fac anumite setări legate de acest ecran. Pot adăuga o imagine de fundal, pot activa sau dezactiva stilul minimalist, pot alege dacă să fie afișat timpul de preparare sau nu și așa mai departe. Prin accesarea linkului se va deschide practic ecranul în sine. După cum se poate vedea atât pe ecranul de comenzi în așteptare, cât și în Kitchen Display Screen, în contul meu, am aceste două comenzi. Este de menționat că ecranul de comenzi în așteptare funcționează doar dacă aveți instalat aplicația Kitchen Display Screen. Din aceasta, dacă marcăm una dintre comenzi ca fiind finalizată, de exemplu 185004, a fost marcată ca finalizată din bucătărie, iar acest lucru se va vedea în scurt timp pe ecranul de comenzi în așteptare prin deschiderea acestui pop-up verde care mă anunță care comandă este terminată. După ce dispare acest pop-up, după cum vedeți, s-a deschis în partea dreaptă a ecranului de comenzi în așteptare această coloană unde se vor salva toate comenzile finalizate. Cam atât despre ecranul de comenzi în așteptare.